începem această conferință în ascultarea timpului acelui. Deosebită onoare să deschid lucrările acestei conferințe, conferința regională, la cea de-a 8-a ediție, și ne bucurăm pentru aceasta, organizată de Spitalul Județean de Urgență Deva și numită, așa cum ne place nouă, Zilele Medicale de Vene. Doresc acum să mulțumesc celor 15 echipe de specialiști care au venit din centrele universitare și care astăzi sunt alături de noi, ajutându-ne să creștem mult competența și gradul acestei conferințe. Se vor desfășura seminarii, 5 seminarii pe diferite teme medicale și specialități medicale, iar în finalul acestei conferințe, toți participanții, atât medici și cât și cadre medicale medii, vor primi diplome, și anume pentru medici vor fi 14 puncte EMC, educație medicală continuă, iar pentru asistenți 12 puncte EMC, educație medicală continuă. De asemenea, doresc să vă mulțumesc vouă, stimați colegi, care prin munca depusă, anual, lunar, zilnic, am ajuns să creștem calitatea actului medical făcut în Spitalul Județean de Urgență Deva și să ne bucurăm și să putem spune astăzi câteva cifre care sper să ne caracterizeze, și anume să putem raporta rezolvarea a peste 25.000 de cazuri în spitalizare continuă în spitalul nostru, peste 5.000 de cazuri realizate în spitale, în internările de zi, peste 120.000 de cazuri rezolvate în cabinetele din ambulatorul integrat și peste 5.000
de primiri în secția de primiri urgențe, adică în UPU. Toate acestea, dragi colegi, sunt realizate cu sprijinul vostru, prin voi, și pentru acest lucru, astăzi, într-o zi, zic eu, de sărbătoare pentru Spitalul Județean de Urgență Deva, vă mulțumesc mult. Nu trebuie să uităm pe cei care ne-au ajutat să ajungem aici, să avem această adresabilitate, și anume aș aminti, nu într-un mod oarecare, ci aleatoriu, pe cei care ne ajută tot timpul, și anume ordonatorul nostru principal de credite, Consiliul Județean, care de 5 ani de când a preluat acest spital, a venit cu un suport material, ajutându-ne să ne putem desfășura activitatea și ajutându-ne să putem să facem investiții. Investiții în aparatură, investiții în reabilitări ale spitalului. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică, care este și astăzi prezentă aici și mulțumim, Ministerului, oamenilor care ne reprezintă în Parlamentul României, toți au depus un efort ca spre Spitalul Județean de Urgență Deva să vină fonduri, să vină bani cu care să putem să reparăm cât se poate mai mult și în 2-3 ani probabil vom ajunge să reparăm tot spitalul. Adică spitalul este în acest moment într-o reparație capitală, în curs unei reparații capitale și sperăm că în 2 ani să fim atât de bine puși la punct și cu partea hotelieră, încât să putem raporta că cei care vor apela serviciilor noastre să plece acasă mulțumiți și ca pacienți rezolvați pentru toate patologiile cu care dânsii apelează la noi. Cu aceasta, eu nu vreau să mai țin acest microfon. Avem aici mulți invitați care doresc și ei să ne spună ceva în această zi. Și aș vrea să dau microfonul mai departe, zic eu, eu așa o numesc, spiritul și sufletul acestei manifestații medicale, doamna doctor Luminița Pop. Vă mulțumesc! Mulțumesc! 8 ani, timp în care poate că greșit am atras nemulțumiri, dar un singur lucru contează, continuitatea, faptul că am ajuns la 8-a ediție. Mulțumesc colegilor din spital, întregului personal medical și nemedical care a contribuit la organizarea acestui eveniment. Mulțumesc celor care ne-au fost alături de la început, Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Hunedoara, Sindicatul Sanitas și nu în ultimul rând gazdei noastre din fiecare an, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Mulțumesc colegilor din centrele universitare care în ciuda vremii și al timpului prețios de care dispun, au răspuns prezent, dăruind din vasta dumnealor experiență. Mulțumim domnule profesor Silviu Albu, mulțumim domnule profesor Sorin Bașchir, conferențiar dr. Ștefan Mihăicuță, Dan Nicolau, Cluj, Marius Dumitru, dr. Luca Constantin, Gabriel Ivănică, colectivului domnului profesor Lighezan, care astăzi va fi reprezentant aici prin domnișoara dr. Patricia Braj, șef lucrări Adrian Cătinean, colectivul clinicii ATI Timișoara, șef lucrări Adrian Crăciun și profesor dr. Mărioara Boia. Pentru organizarea unui asemenea eveniment este nevoie de o echipă conștiincioasă, zic eu, și mulțumesc aici echipei de asistente medicale condusă de doamna director de îngrijiri medicale Corina Militaru și nu în ultimul rând sponsorilor fideli care în fiecare an ne-au răspuns și ne-au ajutat. În speranța că și această ediție se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră, vă urez succes și vă mulțumesc! Și acum o să dau cuvântul domnului Petru Mărginean, primarul municipiului Deva. Vă rog, nu stați în picioare, sunt locuri. Poftiți, cu drag.
Doamnelor și domnilor profesori, dragi medici, cadre medicale, mulțumesc, domnule director, mulțumesc că m-ați invitat astăzi, e a 8-a ediție și devine o tradiție la în municipiul nostru, ca zilele medicale să se desfășoare în județul nostru, la Deva. Ieri după amiază, mai spre seară, când m-a sunat domnul director Laza, mi-am permis să îmi schițez câteva gânduri, poate mai mult scrise din suflet decât din postura de vremelnică de primar. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, curaj, mult curaj. Asta trebuie să ai ca să rămâi în România, să lucrezi într-un sistem sanitar mai bolnav decât pacienții pe care trebuie să-i trateze. Aveți curaj și vă admir pentru tot ceea ce faceți, pentru că vă doriți să performați în domeniul pe care l-ați ales, pentru că vă perfecționați continuu, pentru că împărtășiți din experiența acumulată colegilor mai tineri și celor care lucrează în spitale mai mici. În ultimele zile, mi s-a confirmat încă o dată adevărata dimensiunea problemelor cu care se confruntă sănătatea românească. Am văzut pe viu cum arată și cum se lucrează în mai multe secții din două spitale ale noastre. Medici, asistente, infirmiere, cu toții fac o muncă admirabilă. Se expun la orice pas riscului de a face infecții grave, de a se îmbolnăvi de la microbii care apar în mediul așa zis steril. Și pentru ce? Pentru un salariu sub demnitatea lor și pentru vorbele de ocară care li se pun în cârcă atunci când sistemul dă greș. Am văzut medici care, în loc să se ocupe de pacienți, trebuie să se ocupe de treburi administrative. Sunt cadre sanitare care pun mână de la mână să cumpere materiale dezinfectate și pentru curățenie. Pentru că niciodată nu sunt bani pentru aceste lucruri mici care fac diferența. Și atunci înțeleg pe deplin pe cei care pleacă din țară să profeseze în spitale unde sunt respectați ca specialiști și unde le este respectată demnitatea. În spitalele noastre sunt oameni care doresc să performeze, să fie eficienți în lupta pentru salvarea pacienților lor. Dar sistemul îi trage înapoi. Și este revoltător să vezi cum profesioniști care se implică din tot sufletul în salvarea de vieți sunt puși la zi de simpli comentatori. Cum în țara noastră, medicii care obțin performanțe sunt blamați și călcați în picioare, iar nu în ultimul rând, cum sunteți obligați de un sistem bolnav să vă umiliți în fața autorităților locale și centrale pentru a obține un defibrilator pe o secție de cardiologie sau un pat cu caracteristici speciale pe terapie intensivă. Și toate astea în condițiile în care sunteți intelectualii României, cu cei mai mulți ani de școală. Intelectualii României care vă dedicați întreaga viață salvării de vieți. Eu vă mulțumesc pentru că ați rămas aici în țară să aveți grijă de cei bolnavi. Înseamnă că mai există șansa în care lucrurile să se îndrepte. Vă doresc succes și îmi doresc ca zilele medicale de vene să rămână un punct de reper în calendarul de întâlnire al profesioniștilor din medicina românească. Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul lui domnului Dorin Oliviu Gligor din partea Consiliului Județean. Bună, Doara! Încă o dată, bun găsit, doamnelor și domnilor! Evident, onorat și emoționat să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la cea de 8-a ediție a Zilelor Medicale de Vene. Unora le place și se simt bine alături de gulerele albe. Eu mă simt bine și îmi doresc să rămân alături de halatele albe. Asemenea momente, evenimente, cum este și cel de astăzi, sunt ale dumneavoastră.
dar rezultatele sunt ale noastre, ale comunității hunedorene și prin dimensiunea evenimentului, nu numai. Instituțional vorbind, Consiliul Județean trebuie să devină suport al unei evoluții sănătoase, a unui cadru instituțional ferm și să dea valoare reală prestigiului dumneavoastră profesional. Uman vorbind, activitatea dumneavoastră este indispensabilă și orice factor extern în sistemul de sănătate nu poate să fie decât catalizator. Orice alt mod de intervenție nu generează decât patologie cronică la nivelul sistemului de sănătate. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc cu considerație și apreciere și, sigur, să vă doresc succes în profesia dumneavoastră și, evident, și în plan personal. Mulțumim, domnule Grigor, vicepreședinte a Consiliului Județean Hunedoara. Și acum o să-i dau cuvântul domnului Laurențiu Nistor, deputat. Sărbătoarea doamnelor, bună ziua domnilor, bună ziua dragi medici și cadre medicale. Sunt onorat că astăzi să fiu invitat la zilele medicale de vene, lucru pe care pentru mine îl simt în suflet ca un respect ce vi-l pot aduce astăzi în fața dumneavoastră pentru munca pe care dumneavoastră o depuneți de zi cu zi. Vreau să vă spun și să mulțumesc într-un mod deosebit invitațiilor noștri de astăzi, profesori universitari de la diverse universități din țară și într-un mod cu totul deosebit domnului profesor Silviu Albu, care am avut, să nu pot spune plăcerea, dar am avut ocazia să-i fiu pacient. În momentul în care am ajuns pe mâna domnului profesor, mă uitam la dânsul și spuneam, aoleu, pe mâna cui am ajuns. Dar după o zi de discuții, mi-am dat seama ce suflet mare are, mi-am dat seama că în România, în orice colț de țară unde ești, medicii dau dovadă de o omenie deosebită, de un mare suflet și de o îngrijire permanentă pentru pacienți, indiferent din partea cărei țări ești sau indiferent de ce profesiune ai. Aceștia sunteți dumneavoastră medicii și cadrele medicale. Pentru cei din Deva și pentru cei din județul Hunedoara, vreau să vă aduc salutul meu și respectul meu personal pentru tot ceea ce faceți. Și am spus-o de multe ori și o spun și acum, inclusiv, așa cum spunea domnul primar al municipiului Deva, că salariile dumneavoastră sunt indecente. Iar la ultima majorare de salariu cu 25% a tuturor celor care lucrează în străinătate, împreună cu colega mea, doamna deputat care este de față, Natalia Intoteru, spuneam premierului de atunci, Victor Ponta, Victor, și dacă le-am mărit cu 50%, nu este mult pentru ceea ce fac. Sper că toate guvernele care vin în continuare să țină cont de acest lucru, să se țină de cuvânt și, într-adevăr, această profesiune de medic nu poate fi tratată ca orice altă profesie. Dumneavoastră sunteți cei care în orice moment trebuie să stați la capul bolnavului, trebuie să fiți prezent și să răspundeți la telefon în orice oră din zi și din noapte, pentru că nu se știe când se întâmplă o catastrofă, timp în care alte profesii probabil își închid telefonul, îl dau pe silențios să nu fie deranjat. Pentru cei din Deva și aș vrea să vă amintesc, cred că și dumneavoastră țineți cont și aștudea. Mi-aduc aminte cu plăcere când în 2009, împreună cu directorul
de sănătate publică de la acea vreme, prietenul meu Ion Demeter, am avut curajul să pornim un program pentru modernizarea Spitalului Județean Hunedoara, un program care era de o valoare micuță, de 1000 de miliarde de lei. Vreau să vă spun că din 2009 și până acum, necontenit, am dus o bătălie cu cei de la Ministerul Sănătății și astăzi, în echipă cu managerul spitalului, domnul Laza, și cu directorul medical, se continuă acest proiect și cred că în circa un an de zile se va termina. Este un lucru bun pentru Deveni, este un lucru bun pentru cetățenii județului Hunedoara, iar medicii și cadrele medicale care vor lucra acolo vor avea prilejul să lucreze în cele mai bune condiții. Sunt convins din partea mea și cât timp voi fi în Parlamentul României, mă voi zbate pentru ca dumneavoastră să aveți salariul decent, să fiți salarizați în așa fel încât salariul pe care îl are un medic în România să fie atractiv pentru cei care au plecat din țară. Fiindcă cei care au plecat din țară cunosc multe cazuri care s-ar întoarce înapoi, care au făcut o specializare foarte bună pentru noi, pentru români, și doresc să revină în țară să-și trateze concetățenii. Dar trebuie să le asigurăm în același timp și condiții. Am convingerea că prin tot ceea ce se face, cred că în cel mai scurt timp și în România o să avem condiții bune pentru dumneavoastră, pentru medici, să vă desfășurați activitatea și, de ce nu, toate spitalele din România să fie dotate așa cum trebuie. Și să nu mai ajungem acele zile, acele clipe în care să se închidă peste 25 de spitale din România și oamenii să moară la poarta spitalului, ci dimpotrivă să avem spitale bine dotate, spitale în toate localitățile, în orașe, municipii, chiar și comune dezvoltate, că nu este mult, în așa fel încât cetățeanul român să beneficieze de ceea ce dumneavoastră puteți oferi. Vă mulțumesc! Și acum am să-i dau cuvântul domnului profesor Silviu Albu, omul care ne-a sprijinit de la începutul ediției. Stimate domnule primar, stimate domnule director, stimați invitați, dragi prieteni, mulțumesc foarte frumos pentru că sunt din nou între voi și vorbesc dintr-o dublă ipostază, atât de invitat cât și mă simt ca acasă aici, deci aș putea spune că sunt într-un fel în inima dumneavoastră și pentru că se vorbea despre boli aici, mi-aduc aminte ce spunea William Osler, unul din fondatorii semiologiei medicale, a vorbit despre boli, poate fi câteodată a vorbit despre o mie și una de nopți. În sensul ăsta, ceea ce se întâmplă aici este o poveste de succes, o poveste de succes în ciuda vremurilor, nu numai vremii de afară, a faptului că suntem minați de neîncredere, ceea ce trăim în fiecare an aici este un punct de sădire a încrederii între dumneavoastră și pacienții pe care îi tratați și care vi se adresează dumneavoastră în primul rând pentru că au încredere, în al doilea rând a încrederii între noi, între profesia medicală, pentru că stabilim dincolo de prietenie punți de încredere, dincolo de schimbul de idei, de profesie, este încrederea ceea ce ne unește și dacă de fiecare dată când vin aici îmi dau seama că merită să înveți câte ceva ca să-l faci pe altul să învețe, merită să trăiești ca să-l faci pe altul să trăiască și recunoaștem cu toții, în ciuda a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că singurul sens al vieții este viața. Vă mulțumesc frumos pentru tot! Și acum să-i dau cuvântul domnului dr. Dan Nicolau Cluj, de la Cluj, la treia ediție la noi prezent la DEVA. Bună ziua, onorat auditoriu, dragi prieteni! După atâtea vorbe frumoase, eu mi-am terminat lexiconul și te pot să vă spun doar atâta că am revenit cu mare plăcere între prieteni. Mă leagă o veche prietenie de familia Petrui și colaborarea între clinica de aici și clinica noastră pe probleme de pneumologie și chirurgie toracică este tot mai intensă și tot cărarea este tot mai scurtă. Sunt puțin emoționat că la acest moment festiv al nostru întotdeauna avem
atenția guvernanților și responsabililor de ceea ce se întâmplă în sănătate și după asemenea evenimente mă întorc acasă plin de optimism că viața noastră va fi altfel și mai bună. De obicei ține puțin. Eu ca și simplu chirurg nu prea am dicția potrivită universitară, sunt doar un mânuitor de un fel de bisturiu, cu vorba stau mai greu și personal vreau să îmi exprim atașamentul față de guvernanții noștri și încrederea lor și să mulțumesc pentru cei 25% cu care ne-au blagoslovit. Am să fac excepție de acele discursuri de la vârf de sustenabilitate și îmi place foarte mult această noțiune de sustenabilitate. Mi-a trebuit o săptămână să o învăț, fiindcă sunt foarte multe litere înăuntru. Vă mulțumesc foarte mult, iertați-mi divagația, sunteți prietenii mei. Mulțumesc! Mulțumim și am să-l rog pe domnul doctor Ioan Demeter să încheie această deschidere oficială, director medical al Spitalului Județean de Urgență Deva. Mulțumesc. Închei, într-adevăr, timpul discurselor s-a epuizat, voi fi foarte scurt. Încă o dată, în încheiere, suntem onorați de prezența cadrelor universitare, a specialiștilor din clinici, a tuturor medicilor specialiști și a cadrelor medicale medii. Mai fac încă o precizare, salut prezența medicilor pensionari în această sală, care dovedesc încă o dată că și după pensionare medicii rămân atașați profesiei și valorilor umane. Din toate discursurile acestea care au fost prezentate aici în fața dumneavoastră, trag o singură concluzie esențială. Școala Românească de Medicină este un pașaport valabil pentru Occident, indiferent dacă este vorba de medici sau asistente. În continuare, doresc succes lucrărilor și mă rezerv să mai intervin pe parcurs. Mulțumim!